În următorii 5 ani, în raionul șoldănești vor fi lichidate toate gunoiștile din teritoriu. Asta prevede strategie de dezvoltare socioeconomică a raionului pentru anii 2014-2019. Problema privind managementul deșeurilor solide a fost discutată și în cadrul recentei ședințe a Consiliului Raional. În rezultatul realizării prevederilor strategiei spre finele anului 2016, în raion va funcționa un singur punct de depozitare și compostare a gunoiului. Acesta urmează să fie amplasat în preajma satului Parcani. De servicii de salubrizare vor beneficia toți cei circa 40.000 de locuitori ai raionului Șoldănești. Toate acestea sunt stipulate în proiectul Îmbunătățirea sistemului integrat de management al deșeurilor solide în raioanele Șoldănești, Rezina și Florești. Valoarea proiectului se estimează la 36 milioane de lei și este finanțată de Guvernul Germaniei prin Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei, GIS. Obiectivele specifice ale acestei strategii, cum ar fi implementarea colectării selective a deșeurilor menajere în cel puțin 80% și 100% din localitățile raionului, către sfârșitul anului 2015 și 2019 respectiv. Următorul obiectiv specific, reducerea numărului de depozite de deșeuri de la 23, de rampe de deșeuri negestionate în 2013 la cel mult 4 rampe gestionate, în 2014 și la un depozit nou, modern, de tranziție către anul 2016. Și următorul obiectiv specific, asigurarea recuperării către sfârșitul anului 2015, a cel puțin 20% din materialele reciclabile conținute în deșeurile menajere colectate și a 40% către sfârșitul anului 2019, precum și promovarea compostării deșeurilor organice, agricole, în gospodării și de platformele speciale de compostare, în vederea reducerii până la finele anului 2019, cel puțin 30% a cantității acestor deșeuri gestionate defectuos, de exemplu, depozitate în gunoiști, incinerate în cadrul gospodăriilor, aruncate pe malul râurilor și multe, multe altele pe care noi le cunoaștem. Taxa lunară va fi stabilită pentru fiecare localitate aparte, dar aceasta nu va depăși suma de 10 lei de persoană pentru locuitorii de la sate și nu mai mult de 20 de lei pentru cei din oraș. Mai mulți primari, printre care și Petru Comendant, primarul comunei Codiugenii Mari, cred că va fi dificil să fie asigurată funcționalitatea mecanismului de colectare a deșeurilor. Asta pentru că 40% din populația rurală nu are un venit stabil. O altă dificultate ar fi și neglijența oamenilor. Potrivit primarilor, cetățenii nu selectează deșeurile în tomberoane. Mai mult, aceștia aruncă gunoiul la nimereală, adesea mai departe de platformă. De aceeași părere au fost și câțiva consilieri, care cred că pentru a realiza cele începute va fi necesară o amplă campanie de informare a populației. Eu aș socoti că la etapa dată care este, inițiativa e foarte bună, însă oamenii care îl traduc în viață închid niște gunoiști în sate și deschid alte gunoiști care nu dau atenție. Normal ar fi ca cei ce se preponizează să-l ducă și la bun sfârșit și totodată de a se uita pe viitor, anume de a concentra, de a grămădi toate resturile, toate care sunt, la un sector. Dar nu de făcut într-așa mod ca să mulțim toate satele cu gunoiști. E bine că s-au construit astfel de poligoane sau nu prea pentru localitate? E bine, dar tot mai bine aș fost de făcut drumurile ce era pe primul plan, care trebuie pentru sate mai tare. Și apoi este care platformele este pentru deșeuri. Te-ai făcut curățenie acolo, lumea nu poate intra acolo, e burian, crește buriane acolo, uitași dumneavoastră și e acolo. Asta e socot că e normal cu ea, că mai stângem, plion și un alt, copiii aruncă și... Nu știu, se spune că a să fac contract, a să fac, fiindcă de la lume se cere bani, dar contract n-are nimeni la mână, că se dă ăștia 10 lei și așa că om vede la și consensul mă ajunge. Poate e ghine, poate, dar noi dăm suntem deprinși cum a fost. Dar, de pildă, pentru noi e foarte departe unde dușim. Dumneavoastră, când spuneți că e bine cum a fost, dar cum a fost, unde depozitați deșeurile? Dacă noi tot așa le depozităm cum era.
În timpul deplasării în raion, locuitorii din Șoldănești și satele Alcedar, Cușmirca și Răspopeni s-au arătat nemulțumiți că în localitatea lor va fi create rampe de colectare a deșeurilor, chiar dacă aceste puncte vor exista doar 2 ani. Un motiv invocat de cetățeni este faptul că, potrivit proiectului, pe aceste rampe va fi depozitat gunoiul adus din satele vecine. Pentru a asigura evacuarea deșeurilor din satele participante în acest proiect, vor fi elaborate graficele pentru autospeciale care vor fi coordonate cu autoritățile publice locale și vor fi amplasate, adică pentru public, ca să fie informați și înștiințați. Sunt și alte opinii. Spre exemplu, Alexei Coadă, primar de Cușmirca, spune că populația nu este împotriva gunoiștilor amenajate, ci se pronunță împotriva faptului că la sat vor fi depozitate deșeurile din satele Megieșe, Vadul Rașcov, Climăuții de Jos și Salcia. Primarul dă asigurări că oamenii au conștientizat necesitatea rampei din localitatea lor. În acest scop, în localitate a fost organizată o adunare cu participarea oamenilor. Atunci, cetățenilor le-a fost explicat în amănunte în ce constă managementul deșeurilor solide. În susținerea proiectului au venit și pedagogii cu elevii care au distribuit prin sat diverse pliante. Este o strategie la moment bine calculată, bine proiectată, însă îndeplinirea e seama noastră și a celor care ne mai susțin. Și tare bine ar fi ca oamenii să înțeleagă acest lucru, fiindcă niciun lucru nu s-au făcut dintr-o dată. Toate, pentru a le termina, trebuie să începuți. Și aceasta este un început. Când nu înțelegeați toată populația, așa este mentalitatea noastră astăzi. Așa am crescut, așa ne-am educat, trebuie să ne schimbăm. Dacă vrem să trăim ceva mai curat sau mai bine, inițial am fost împotriva acestui proiect, fiindcă nu dispuneam de informație suficientă și m-am dat și eu copleșit unor presupuneri că acest proiect, această uzină de prelucrare a deșeurilor solide ar fi poluat aerul din preajma orașului Șoldănești. Odată ce este avizat de către Ministerul Mediului, Ministerul de Resor, cred eu că specialiștii spun adevărul că nu poate fi așa. Și investirea a 36 de milioane în acest proiect de către Guvernul Germaniei, cred că o să fie benefic pentru orașul nostru. Noi urmează să ne deprindem, să depozităm, să utilizăm și să folosim deșeurile eficace, așa cum fac toate țările europene. Ce trebuie făcut pentru ca populația să înțeleagă? Eu am spus și în cadrul ședinței că cred că undeva noi nu de la acel capăt am început. Poate urma să fie mai întâi construit acest uzină de prelucrare a deșeurilor și mai apoi să mergem în teritoriu, să construim platformele, să facem structurile pentru colectarea lui. S-au făcut puțin invers. Aceste platforme, cu regret din partea unor populații, aș zice eu, poate sunt deteriorate, ei sunt în așteptarea a ceva, ceea ce încă nu văd, nu mai aud. Asta este și neajunsul implementării, gândesc. Pentru a spulbera teama cetățenilor care au teamă de formarea unor gunoiuși în satele lor, responsabilii pentru implementarea strategiei au venit cu explicațiile respective. Aceștia insistă pe faptul că oamenii nu ar trebui să se alarmeze, ori gunoiuși la sate și așa erau. Rampele deschise vor avea doar statut de gunoiuște amenajată. Specialiștii susțin că raionul a fost împărțit în 4 zone care sunt localizate în apropiere de traseul principal și au teren pretabil. În plus, odată cu implementarea proiectului, administrația publică locală va avea și de câștigat, pentru că se vor percepe niște taxe. Este strategia de gestionare a deșeurilor care spune că noi trebuie să reducem numărul de gunoiști pe raion, adică undeva să rămâi vreo 4-6 pe raion, așa spun documentele de dezvoltare regională și strategia națională de gestionare a deșeurilor. Acele 4 depozite amenajate, care ele există, vor fi doar pentru 2 ani de zile, până când centrul de gestionare a deșeurilor va fi dat în exploatare și ele vor fi închise. Adică impactul este mai mic decât a fost până acum, dar desigur este un anumit impact.
Și să înțelegem un lucru, depozitele astea aruncate neautorizat, deja ele nu vor fi aruncate acolo pe stat loc prin toate râpile, dar vor fi duse la aceste patru depozite. De exemplu, în Alcedar, acum deșeurile, adică sunt mare, cei sunt distribuite peste tot, dar noi vrem să strângem toate deșeurile și să le concentrăm doar în loc, unde noi putem avea grijă de acest loc. Sigur că este un anumit risc, dar odată cu, după 2 ani de zile, riscul ăsta va fi cu mult mai mic. Potrivit unui raport recent anual la nivel mondial, din cauza poluării mediului mor circa 7 milioane de oameni. Proiectul Management al Deșeurilor Solide, implementat în raioanele Șoldănești, Rezina și Florești, are drept scop lichidarea gunoiștilor neautorizate. Datorită acestui fapt, se crede că se va îmbunătăți starea de sănătate a moldovenilor, care își doresc condiții de trai ca în Europa.